Periculos căutat de mai bine de o lună în Dâmbovița a fost prins, era ascuns într-o pădure aflată la mai puțin de 10 km de locul evadării. Bărbatul bănuit că a ucis doi oameni fugise de sub escortă de la judecătoria din Moreni. O mătușă și primarul din comuna natală din județul Buzău au fost păziți de jandarmi în tot acest timp pentru că evadatul jurase să-i ucidă. E foarte, foarte colosală invenția mea. Și pentru invenție vrea ca să mă termine, văd, nu mai pot să m-au omorât, m-au terminat. Bărbatul a fost găsit de o patrulă de pădurari dormind. Inițial a susținut că se numește altfel, dar când a văzut că nu mai are încotro și a recunoscut identitatea. A găsit însă altă modalitate de a se sustrage interogatoriului. În momentul de față, evadatul este într-o stare de depresie și nu se poate vorbi coerent cu acesta. Aproape o lună, Eugen Nicolae Gale și-a trăit ca un animal ascuns în pădurile din apropierea localității Dâmbovițene, Gura Ocniței, aflată la mai puțin de 10 km de locul de unde a evadat. În tot acest timp, autoritățile și localnicii au făcut tot ce au putut pentru a-l găsi. Au format brigăzi de căutare, patrule de vânători și chiar au ridicat mai multe elicoptere, dintre care unul cu cameră cu termoviziune care să survoleze zona. Înainte de a fugi de sub escortă de la judecătoria Moreni, Eugen Nicolae Gale stătuse în arest mai puțin de 6 luni. El era condamnat la 3 ani și 4 luni pentru că aproape și omorâse mătușa în bătaie. Plus, era cercetat pentru uciderea unei alte mătuși și a unui consătean. Înainte de a fi prins prima dată, stătuse ascuns prin păduri timp de 7 ani. Când a fost prins, a susținut că totul este o înscenare. Băi, am crezut că sunteți oameni, mă, dar nu sunteți. Dar ei au făcut numai cu șmecherii, cu șmecherii. În tot acest timp, rudele din comuna natală Năieni din județul Buzău au stat cu frica în sân, mai ales mătușa care l-a băgat în închisoare pentru că o bătuse crunt în urmă cu 8 ani. Și uite, copilul e frică, și mama e să vezi că vine iar la noapte, ne bate cu pietre aici, ne sparge geamurile. La fel și primarul care l-a filmat când a fost reținut prima dată. Să-l țină bine și să scăpăm odată pentru totdeauna de el. Bărbatul va fi închis la penitenciarul Mărginen, dar în regim de maximă securitate. Cei 8 gardieni care îl însoțeau pe bărbat în momentul evadării sunt cercetați pentru neglijență în serviciu. De asemenea, conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor a dispus încetarea împuternicirii a 3 dintre directorii însărcinați cu siguranța penitenciarului Mărgineni. Carmina Otman a vorbit cu polițiștii de la Târgoviște. Bună seara, Carmina, ce se va întâmpla de acum încolo cu bărbatul? Bună seara, în acest moment bărbatul în vârstă de 40 de ani este încarcerat aici la penitenciarul de maximă siguranță Mărgineni. A fost deja la vizita medicală și va rămâne în continuare până își va ispăși pedeapsa de 3 ani și 4 luni pentru vătămare corporală gravă. La ea se va adăuga și o pedeapsă pentru evadare. Să nu uităm totuși că este principalul suspect într-un caz de crimă dublă. Anca? Carmina, îți mulțumim!